găsit tuturor la un nou episod pe acest canal. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul abonează-te și pe cel de like pentru a vedea episoadele din serialul tău preferat traduse complet. Vă doresc vizionare plăcută și numai bine! Astăzi vom vorbi despre... Avocata Seda din serialul Secrete de Familie, o mămică iubitoare și o soție devotată, dincolo de platourile de filmare. Iată cum și-a făcut apariția actrița Nergis Özturk, alături de renumitul ei soț și de fiul lor. Cine este, câți ani are avocata Seda din serialul Secrete de Familie? Iată cu ce actor celebru din Turcia este căsătorită talentata actriță Nergis Özturk. Imagini rare de la nunta lor din anul 2014, Nergis Özturk are vârsta de 43 de ani și se numără printre cele mai talentate, expresive și apreciate actrițe din generația sa. Publicul din România a cunoscut-o recent în distribuția serialului Secrete de Familie, în care a jucat rolul avocatei Seda, ce i-a adus mare succes pe plan profesional. Dincolo de carieră presărată cu succese, Nergis este o femeie fericită și împlinită și pe plan personal, deoarece are o căsnicie frumoasă și un fiu adorabil. Nergis Özturk s-a născut în anul 1980 în localitatea Kandra, din Kocaeli, Turcia, unde a crescut și a studiat până la vârstă de 18 ani, când a hotărât să meargă în Ankara pentru a se înscrie la facultate. Ambițioasă tânără și-a dorit încă din perioada adolescenței să se îndrept spre domeniul actorie, iar după absolvirea liceului, a fost admisă la Facultatea de Teatru în cadrul Universității din Ankara. Actrița Nergis Özturk a debutat în anul 2005. Cu un rol secundar în distribuția filmului Hacivat Karagozne de Noldur Uldu, iar apoi a început să primească din ce în ce mai multe propuneri de a juca în seriale și filme de excepție, care i-au adus mari succese și care treptat au propulsat-o printre cele mai apreciate actrițe din generația ei. Unul dintre cele mai recente roluri jucate într-un serial de televiziune a fost cel din producția Secrete de Familie, în care a dat viața personajului Seda. Dincolo de cariera strălucită, Nergis Özturk este o femeie împlinită și pe plan personal, deoarece în anul 2014 s-a căsătorit cu alesul inimii sale, celebrul actor Cemal Toktaş, în vârstă de 40 de ani și au împreună un fiu minunat, pe nume Yaman. Cei doi actori încearcă pe cât posibil să petreacă mult timp alături de băiețelul lor, atunci când nu sunt coptați în diverse proiecte de televiziune. Te uiți la seriale turcești și parcă lipsește ceva? Am deschis primul magazin cu produse turcești originale, aduse direct din Istanbul. Avem ceai negru, verde, de măceșe, de lămâie, la gramaj și la plic. Avem celebra cafea Mehmet Efendim la diferite gramaje. Doar gustul ei te duce cu gândul că ai fi în Turcia. Nu putea să lipsească baklavaua, care are un gust proaspăt și bun la orice oră. Ți-am făcut deja poftă? Intră pe magazinturcesc.com și fă-ți propria comandă chiar acum. Primele comenzi beneficiază de reduceri de până la 90%.